În cadrul centrelor multifuncționale, beneficiarii au posibilitatea să facă sport la aparatele de fitness, să facă duș, să se frezeze, să stea pe rețelele de socializare sau pur și simplu să-și petreacă timpul liber cu colegii. Centrul Recunoștința din orașul Basarabeasca este frecventat în special de către persoanele în etate. Centrul este necesar pentru că unii dintre bătrâni nu au posibilitatea să facă un duș, să-și spele hainele și să se frezeze. Fără acest centru nu putem exista. Cu siguranță el este necesar, el este adăpostul nostru. Aici ne întâlnim cu oamenii, este minunat. Suntem cu toții mulțumitori celora care l-au creat. Este important pentru ca oamenii să-și continue viața. La centrul comunitar Speranța din satul Sadaclia, majoritatea vizitatorilor sunt copii. Ne jucăm la calculator, ne uităm la televizor. Interesant așa. De obicei eu mă joc pe afară, mă joc cu mingea, cu prietenii. Când mai vin pe aici, mă joc pe la calculatoare. Vârstnicii din satul Sadaclia susțin că nu au posibilitatea să-l frecventeze mai des. Eu nu previn că s-a ocupat tare când singură și am gospodărie mare și nu previn că da mult la mâncare, apoi. Pentru deservirea beneficiarilor, zilnic în aceste instituții lucrează un personal alcătuit din 7 oameni. Pe an ce trece, bugetul acestor instituții se micșorează. De aceea, directorii sunt îngrijorați de viitorul acestora. În acest an, noi economisim pe tot. S-a ajuns până la aceea că economisim și pe hârtie igienică. Dacă va trebui să economisim în continuare, atunci vom fi nevoiți să reducem și serviciile. Nici nu știm ce fel de servicii, pentru că toate sunt necesare. Nu putem. Vin cu rugămintea ca să nu atingeți acest mic buget al nostru. Potrivit șefului Direcției Raionale de Asistență Socială, Mihail Martânov, scopul acestei vizite oficiale este de a prezenta noii conduceri a raionului, modul de activitate al acestor instituții. Aceste centre, atât din oraș cât și din Sadaclia, sunt necesare. Același lucru l-au confirmat și oamenii, pentru că, în primul rând, ei beneficiază gratuit de toate serviciile necesare. În al doilea rând, aici ei comunică. Ele sunt vizitate de categoriile social vulnerabile, care nu dispun de banii necesari, dar și de persoanele singure. Acum, când am trecut pe la aceste centre și discutând cu pensionarii și copiii, am înțeles că, într-adevăr, ele sunt absolut necesare. Ne vom strădui ca centrele să activeze în continuare și să îmbunătățim și munca personalului de aici. Asta pentru ca oamenii să simtă și mai mult grija din partea autorităților. Ambele centre au posibilitatea să asigure servicii și să primească zilnic câte 52 de oameni. Dacă centrul din Sadaclia activează conform planului, atunci cel din Basarabeasca își depășește norma și lucrează peste program. Zilnic aici sunt deserviți în jur de 60-70 de oameni.